găsiți și astăzi la RXF Gossip. Avem un invitat special ca de fiecare dată. Mihai Gvan este alături de noi, sau Scorpionul, așa cum îl cunoașteți cu toții deja, pentru că nu este la prima apariție. Mihai a mai fost în X-Fighter și, bineînțeles, cred că își dorește să fie din nou în cușca noastră. Bun găsit, Mihai! Bună, Daniela! Bună tuturor oamenilor care se uită la noi! Da, este adevărat. Vreau să continui. Vreau să mai intru în cușcă, pentru că sunt un luptător și mi-am dorit chestia asta să practic de mai mult timp, dar din păcate meciul pe care l-am avut l-am pierdut, dar nu este nimic, capul sus și o să merg înainte. Care crezi că a fost greșeala care a încheiat meciul înainte de termen, de limită? Greșeala a fost la mine, s-a simțit lipsa de antrenament. S-a simțit lipsa odihnei, s-a simțit și lipsa unui antrenor acolo cu mine. M-am grăbit, din păcate m-am grăbit și am vrut să termin meciul cât mai repede, să nu treacă nici măcar o repriză, dar din păcate m-am împiedicat puțin, m-am înlunecat puțin pozițiile, în care eu m-am dezechilibrat și adversarul meu a fost pe fază. Și a profitat de ocazie. Da. Probabil asta a fost motivul pentru care tu meciul tău s-a încheiat atât de rapid. Ți-ai dori revanșa în fața adversarului tău? Eu am spus de la început, a spus și el public după ce a câștigat, că îmi acceptă revanșa, dar eu am vorbit cu el în privat și a zis că nu știe dacă o să mai fie în țară, nu știe dacă mai vrea să lupte. Oarecum mi-a dat de înțeles că nu o să mai vrea revanșa, nu o să mai vrea să lupte cu mine, dar eu îmi doresc să-mi iau revanșa cu el, dacă e de acord. Și dacă e de acord și RXF-ul să ne acorde revanșa, dar dacă nu, o să lupt cu oricine altcineva. Oricine îmi propune, o să lupt, o să intru și o să lupt. Dar crezi că e teamă sau crede că a doua oară l-ai putea învinge? Cu siguranță. Pentru că s-a văzut diferența de la ultimul meci și acum, cum sunt eu acum. Sunt mult mai pregătit, mult mai motivat. Mi-am testat și forța la aparatul ăla. De fiecare dată, de câte ori am dat, am dat maxim. N-am dat niciodată sub maxim. Și este o diferență, pentru că la meci și înainte de meci nu puteam nici cum să dau maxim la aparatul ăla. Și acum am dat maxim fără nicio problemă. Știi cum se zice? Câteodată învingi, câteodată înveți. Probabil tu ai învățat ceva din experiența pe care ai avut-o, fapt care te-a motivat și iată, îmi spuneai tu mai devreme că te antrenezi în fiecare zi. Exact, exact. Eu continui să mă antrenez încă de când s-a terminat meciul, după ce am ajuns acasă. Am început pregătirea și să mă antrenez aproape zilnic, nu chiar zilnic, aproape zilnic. Ți-a atras cineva atenția din cei care s-au luptat în ultimul Next Fighter sau, de ce nu, din cele care au fost înainte? Sincer, mi-a plăcut foarte mult. Sunt din ce în ce mai tari meciurile din Next Fighter. Din punctul meu de vedere, cred că sunt mai tari ca cele din galele mari. S-a văzut la fiecare dorința și ambiția de a câștiga. Nu pot să spun că mi-a atras cineva atenția. Au fost meciuri frumoase. Dar cu cine ai vrea să lupți? Din X-Fighter 7? Nu neapărat. Din toate galele RXF pe care noi le-am avut până acum, inclusiv gale mari. Nu știu dacă aș vrea să îi mai dau numele aici, pentru că poate o să urce puțin la cap chestia asta, că o să-i mai pronunț numele. Dar după ce eu am pierdut primul meci, George Zanoag s-a bucurat că eu am pierdut. Mi-a dat mesaj în privat și a zis că așa se întâmplă când fundul bate gura, ceva de genul, dar s-a exprimat puțin mai urât și nu mi-a plăcut atitudinea lui. M-am întâlnit acum iarăși cu el la Next Fighter 7. A venit spre mine, oarecum să mă intimideze, nici de cum n-aveam nicio reacție, nu m-a intimidat absolut deloc. Și mi-a spus că dacă mai provoc oameni. Și am zis că da, să aștepte să mai am două meciuri. Să mai câștig două meciuri și după o să ajung la el. Deci, practic, tu ai un clinch cu George Zanoaga. De unde a pornit conflictul ăsta între voi? Dacă îl putem numi așa. Nu am nimic personal cu George, îl respect ca om.
dar nu mi-a plăcut atitudinea lui față de mine, pentru că este și el luptător și a ajuns cât de cât sus și nu mi s-a părut tocmai ok atitudinea lui. Dar asta a fost primul schimb de replici dintre voi sau s-a întâmplat ceva înainte? Că înțeleg că ți-a dat replica asta după ce tu ai avut meciul. Înainte de meci s-a întâmplat ceva? Ți-a avut vreo interacțiune, vreo discuție? Absolut deloc. Absolut deloc. Vorbisem doar atunci când l-am provocat eu prima dată. Uh-huh. Am schimbat câteva replici pe Instagram și atâta tot. Uh-huh. Dar el s-a bucurat. Am văzut că s-a bucurat că eu am pierdut. Și atunci te-ai gândit la el ca un potențial oponent în momentul în care tu, bineînțeles, ai fi mai pregătit. Da, după ce o să fiu mai pregătit și o să câștig câteva meciuri, vreau să câștig două meciuri neapărat în Ericsson și după să ajung la el. Crezi că este... Vreau să ajung cât mai sus în Ericsson. Nu o să mă opresc aici, continui să mă antrenez foarte mult. Îmi place ceea ce fac. După cum s-a și văzut, am venit de la kilometri distanță la București, la gală. Am făcut chiar 8 ore și ceva pe drum. Eu te-am întrebat dacă ai venit strict pentru a vedea gala din postura de spectator și ai spus că da, ai venit, că îți place lucrul ăsta și că vrei să fii aproape de familia Ericsson. Da, da, exact. Am venit pentru că îmi place acolo, mă simt oarecum bine. Și vreau să revin în forță și să arăt cu adevărat ce pot și cine sunt. Pentru că, din păcate, nu am apucat să arăt chestia asta. Până la antrenamentului, clar. Până la George, ai spus că ai nevoie de două meciuri. Dăm două nume cu două persoane cu care te-ai lupta și pe care ai putea să le bați pentru a ajunge acolo unde îți dorești, și anume la George Zonagă. Acum nu știu exact... Dacă deocamdată nu m-am gândit la cineva anume, dar sincer mi-ar place din punct de vedere sportiv să lupt, dacă s-ar putea, cu Asab Robert. A făcut un meci frumos în Next Fighter 7. Da, mi-a plăcut, s-a văzut spiritul de luptător. Și spectacol și până la urmă, că a revenit. Da, și spectacol, da. A revenit, dar să vorbim... Și așa, dacă adversarul se ducea peste el, eu zic că se termina meciul acolo. La prima lovitură pe care l-a primit. La primul impact, da, la primul punct. Bun. Deci avem Asap și al doilea? Al doilea ar fi, dacă se poate, cu fratele lui George Zanog, Alex. Cu Alex. Și el prezent de mai multe ori la noi în cușcă, cu victorii la activ. Ar trebui să trec și de fratele lui Alex, lui George, ca să ajung la George. Așa consider că e normal, să o iei treptat. Da, mi-am făcut așa eu o piramidă, dacă se poate să se întâmple, pentru că Alex este și mai micuț, și mai puțin mai jos față de George la kilograme. Și eu zic că ar fi un meci super și după el aș vrea să ajung la George, la fratele său. Hai să le și transmiți un mesaj, că cu siguranță o să se uite și o să vadă emisia noastră. Pentru fiecare în parte, și pentru Asap, și pentru Alex, și pentru George, care, iată, e vârful piramidei tale. Exact. Eu zic să se pregătească foarte bine, pentru că eu și eu fac la rândul meu. Vreau să facem meciuri cât mai frumoase în RXF, cât mai spectaculoase, să aibă lumea la ce să se uite. Și Doamne ajută ca cel mai bun să ajungă cât mai sus. Două avantaje ale tale. Evident, îmi doresc să câștigi tu. Îmi doresc să ajung cât mai sus. Da. Să ajung cât mai sus. Două avantaje ale tale în prezent în cușca Ericsson, care ar fi? Lăsând la o parte ce s-a întâmplat în meciul trecut, cu experiența acumulată de atunci, care sunt punctele tari acum? Punctele tari? Punctele tare ar fi curajul, ambiția mea și pregătirea, pentru că mă pregătesc intens și mult mai tare ca înainte. Câte antrenamente faci pe zi? Unul și sunt zile în care fac și câte două. Da, ți s-a schimbat stilul de viață în vreun fel, nu știu, alimentația,
odihna, că știu că e foarte importantă. Da, da, mi s-a schimbat oarecum radical stilul meu de viața după RXF. Da, 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 exact. Mi s-a schimbat, pot spune că mi s-a schimbat, pentru că înainte, după cum bine știți, lucram foarte mult în străinătate, nu aveam alimentația corespunzătoare, nu aveam odihna care trebuia, absolut nu aveam nimic, totul pus la punct și în ordine. Da, era foarte haotic programul meu. Acum mă trezesc de dimineață, merg la o alergare, după o să merg la un antrenament, după o să merg la un antrenament de sală, de forță, și după sunt zile în care mai fac un antrenament și seara. Mergi la sală, mi-ai spus mai devreme. Mai ai de gând să stai în țară mai mult? Da, am de gând să stau în țară mai mult, pentru că vreau să mai intru în cușcă și vreau să mă pregătesc mai mult. Dar evident, dacă eu o să plec dincolo, nu o să mai am timp să mă pregătesc și iar o să se întâmple cum s-a întâmplat în meciul trecut. Deci, practic, pe tine te ține acasă, până la urmă, RXF-ul. Exact, exact, da. Și spiritul meu de luptător și de om care nu renunță așa ușor. Și atunci îți doresc să ne întâlnim în cușca RXF, tu în calitate de luptător, eu în calitate de prezentator, evident, și să ne întâlnim așa cum îți dorești, să se întâmple așa cum îți dorești, pentru că, până la urmă, asta te ține aici, nu? Doamne ajută! Vreau să menționez ceva, pentru că... Te rog! Pentru a fi cât mai aproape de antrenamente, eu de aproximativ 2 săptămâni m-am mutat singur, fix în orașul aici, în Bistrița, pentru că eu stăteam undeva la vreo 20 de kilometri de Bistrița și am ales să mă mut mai aproape de antrenamente, să fiu cât mai aproape de tot, să nu trebuiască să fac naveta, pentru că este... Sacrificii pentru performanță, Mihai! Da, da. Sacrificii pentru performanța care o să urmeze. Îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi alături de noi și îți doresc să se întâmple așa cum vrei tu. Iar voi, cei de acasă, nu uitați, filmuleți viral pe TikTok și puteți fi următorul nostru invitat. Pe curând! Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19:30 să urmărești RXF Gossip alături de mine și cei mai tari invitați.